Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Balanță pentru luna noiembrie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Balanțe, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu o balanță, Camizea vă întreabă astăzi: sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Pentru cei care încă vă mai aflați la mâna destinului, vom întreba astăzi tarotul. Ne spune ce va duce destinul în luna noiembrie, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației. Iar în partea a doua, pentru înverșunații tălmăcilor metafizice, fascinați de creația vieții, Camizea vine cu o invitată de onoare a emisiunii noastre de astăzi, prietena noastră cea mai bună, Karma. Rămâneți aproape, ea vă va spune 3 sfaturi importante astăzi. Dar până atunci, dragi balanțe, haideți să vedem ce vă așteaptă în luna noiembrie, care este energia voastră generală, unde este focusul și ambiția voastră. Cum intrați în această lună? Avem prima carte pentru balanță, carul triumfal. Ascultați acest cuvânt, triumfal. Intrați în luna noiembrie cu o energie triumfală. Se pare că lucrurile sunt deblocate, drumul este liber. Ați ieșit în fața lumii sau ieșiți în fața lumii și anunțați care este alegerea voastră. Vedem darea pe față a unor situații, anunțuri, călătorii, mai vedem pe cineva care lucrează să-și ia un carnet de conducere. Este o lună foarte favorabilă în care puteți să luați carnetul de conducere. Mai vedem călătoriile făcute cu mașina în luna aceasta, dar în general un progres. Carul triumfal ne arată un progres într-o situație anume. În această lună balanțele vor progresa. Ce se află alături de carul triumfal? Magicianul! Energie fabuloasă pentru balanță. Iată, magicianul vine și vă spune că aveți pe masa voastră toate elementele necesare pentru a face o minune în viața voastră. Un început de drum care se anunță foarte puternic și cu deblocări masive. V-ați propus să faceți ceva și nu ați putut, este momentul să o faceți, drumul este liber, aveți tot ceea ce vă trebuie, vă spune tarotul. Iată ce energie frumoasă începe balanța luna noiembrie. Alături de magician și de carul triumfal avem 5-ul de bâte în poziție răsturnată, ceea ce ne spune nouă că nimic nu mai stă în calea balanței în această lună. Nu numai că drumurile sunt libere, dar și persoanele din anturajul vostru cu care aveți de-a face nu se mai pun împotriva voastră. Toată lumea parcă se dă la o parte ca să treacă balanța pe drumul său către victorie, către triumf și cu toate elementele puse la dispoziția sa. Vi se pun la picioare elementele, dragii mei, ce faceți cu ele în această lună? Destinul vi le pune la picioare. Oamenii se dau la o parte în calea voastră. O energie foarte frumoasă, vedem o lună promițătoare pentru balanță. Fiecare, bineînțeles, că veți avea un progres într-un anumit domeniu din viața voastră. Mai departe să vedem ce cade la spatele vostru, ce lăsați în urmă, care sunt aspectele care nu vă mai interesează în această lună. Avem 9-le de monede. 9-le de monede este un răsfățat al sorții, își face de cap, trăiește pe picior mare. Nu vă mai interesează acest lucru, să vă dați mari, să arătați lumii cine sunteți voi, pentru că de data aceasta nu va mai fi nevoie, lumea va vedea. Nu va mai trebui să demonstrați foarte mult că sunteți capabili, că sunteți, iată, aici, în deplinătatea abundenței voastre. Nu veți mai dori să arătați aceste lucruri lumii înconjurătoare, pentru că veți fi foarte ocupați tocmai cu creația acestor chestiuni în viața voastră. Știți cum este omul? dorește să demonstreze că are anumite chestiuni, dorește să demonstreze că poate să facă anumite chestii. De ce? Ca lumea să vadă, să spune, vai, ce bună e balanța, vai, ce capabil ești. În această lună nu va mai fi nevoie să faceți acest lucru, pentru că oamenii se vor uita la voi, se vor pleca în fața voastră. Deci, iată, nu trebuie să mai arătați în mod special anumite chestiuni ca să fiți recunoscuți. Veți fi recunoscuți din prima și nici nu vă mai interesează ca lumea să vă recunoască aici măreția voastră, pentru că important este ca voi să o simțiți, nu ca lumea să o recunoască. Oamenii doresc aprobarea celorlalți, doresc recunoașterea celorlalți ca să se asigure că o duc bine. Pe balanță nu-l mai interesează decât drumul său care este liber. Avem de 2 ori 9 de monede puse dreaptă. Wow, aspectul fizic nu vă interesează. Aici vedem, este vorba de aspect fizic, de haine, de să puneți pe voi, să vă împopoțonați, să arătați, să faceți, să dregeți ca lumea să vă aprobe, pentru că nu mai este nevoie să demonstrați nimica. Nici aspect fizic nu mai e nevoie să demonstrați, nici bunăstare materială. Sunteți preocupați de drumul vostru, dragii mei, și nu vă mai interesează, cum să spun, să faceți impresie. Cam asta este concluzia. Nu trebuie să fac impresie, știi? Mă duc la un loc de muncă, poate nu știu prea multe să fac acolo, trebuie să fac o impresie bună, să mă îmbrac nu știu cum, să fiu nu știu cum. Mă duc la întâlnire, iarăși, poate că, cine știe, am anumite deficiențe, dar când mă duc la întâlnire trebuie să arăt de 7 milioane, să fiu pus la punct. Nu vă mai interesează, știți de ce nu vă mai interesează? Pentru că știți cine sunteți. Și omul care își asumă și știe cine este, nu trebuie să mai demonstreze nimic celor din jur. Veți fi automat recunoscuți și dacă puneți pe voi o joarsă de haină și veți fi recunoscuți. Pentru măreția voastră se vor recunoaște progresele și faptele și oportunitățile se vor deschide pentru voi. Dar nu vă mai interesează, vedem aici, să cheltuiți bani foarte mulți, să cumpărați lucruri scumpe, lucrurile simple. O să vă aducă mulțumire în această lună. Mai auzit oameni spunând, vai, și-a cumpărat o geantă de 6.000 de euro, mamă, ce tare e, ce nu știu ce. Balanța poate să-și cumpere o geantă de 3 euro și va fi mai tare decât cel care are o geantă de 6.000 de euro. Pentru că este balanță și luna aceasta balanța va fi tare. Lăsați în comentarii cu respect pentru balanță și pentru toate zodiile. Și scrieți-mi numele corect. Dacă nu știți cum se scrie, îl găsiți aici mai jos. E foarte simplu. Doar uitați-vă să vedeți cum se scrie. Ador comentariile voastre și situațiile voastre de viață. De acolo mă inspir când fac aceste tălmăciri. Despre ce să întreb cărțile. Iar în partea a doua, bineînțeles, mă inspir din comentariile voastre în subiectele care le aleg metafizice. Dacă nu mai vor să iasă cărțile, pălăvrăgim, puneți cărțile. Și se îndreaptă către balanță. Sunteți foarte bine, uite, nu mai vor cărțile să mai ne spune nimic decât că sunteți fabuloși în această lună. A, ne-a căzut acum, pe trebuia să iasă și ceva, nu? Că nu se putea. 4-ul de cupe ne arată că nu vă interesează iubirea. Pa, pa! Păi de ce nu vă interesează, mă, iubirea? Pentru că aveți tot ce vă trebuie emoțional, sunteți prinși emoțional în văltoarea asta că voi vă ocupați de ceva în luna noiembrie, balanțe, și aveți de lucru cu creația voastră că nu vă mai interesează satisfacția emoțională care vă aduc alte persoane. Spuneți, mă uit aici spre ceea ce eu am. Cred că iubirile noi, deși unii dintre voi poate că doriți să lucrați la o iubire nouă, știu să meargă mai departe, să producă un progres într-o iubire, cineva parcă nu are chef de iubire. Deci pe iubire mai stați o leacă. Mai stați așa pe iubire. De ce? Regina de bâtă răsturnată. Deci nu se potrivește cu coana. Cei care sunteți cu iubirea, iubirea nouă, nu vă place dama. Dama nu e sexy. Dacă tu ești femeie, și spuneam la început aici, că nu te mai interesează aspectul fizic, nu te mai interesează să pui astea pe tine, valoare, bijuterii, șmecherii, te mai interesează. Dar de ce? Tu lucrezi la ceva. La ce lucrezi tu în luna aceasta, femeie? Pentru că nu o să te mai intereseze să fii sexy. Măi să fie. să te preocupe pe tine ceva mult mai important decât acest aspect al vieții tale. Dacă ești bărbat și nu trebuie iubire în luna aceasta, este pentru că femeia nu te ațuță. Ce cuvânt, nu? Nu te ațuță femeia. Bun, deci vedem femeia care n-are chef să fie sexy și vedem cum iubirea cade așa, într-o melancolie, dar pe de altă parte aveți un progres în viața voastră. Și vedem cavalerul de monede răsturnat, în dragoste blocaje, dar oare ce aspecte ale vieții voastre merg așa departe și foarte frumos, că nu e dragostea. Dragostea parcă vedem că nu vă convine nimica și că n-aveți chef, n-aveți timp de amor. A, poți să spuneți, păi ce ne facem că vreau amor? Dacă tu vrei amor, să știi că ți se pun la mâna ta niște elemente aici, dar ce faci cu ele? Pentru că este mai bine să nu accepti pe oricine. Dacă tu vrei amor și nu găsești persoana care să te ațuțe, este mai bine să te accepti, să nu accepti pe oricine, decât să te complici cu ce nu trebuie ca să-ți pierzi timpul. Pentru că aici, iată, carul triumfal vrea ca tu să mergi la triumf și ne spune că cei care nu sunt potriviți se vor da la o parte din calea ta. Deci vedem cum cei care sunteți cu iubiri, care căutați iubiri noi, o să aveți niște refuzuri, dar tocmai pentru că sunteți pretențioși în această lună. Și Doamne, așa spune femeia, nu vreau să mă ia bărbatul că arăt sexy, vreau să mă ia pentru ce sunt eu. Și nu o să se mai facă sexy, uite așa. O să ducă la întâlnire așa, nesexy. Ca să-i vezi adevărata valoare, că nu mai vrea să-și mai pierde timpul cu ăștia care sunt oportuniști. Se deghizează femeia asta. Cade jumate de pachet aici. Hai să vedem. Cu iubirea vedem că sunteți foarte pretențioși, dar nu vă mai interesează aspectul exterior. Vă interesează mai mult decât atât. Lucrurile serioase, lucrurile stabile, lucrurile de durată. Vor trece pe lângă voi iubirile oportuniste. Vă concentrați pe alte aspecte ale partenerului mai degrabă decât aspectul exterior. O poveste lungă, lunguță. Aceasta este povestea pentru balanță, la care Camizea se va holba ca să o descifreze pentru voi. Pentru cine este această poveste? Că nu e pentru toată lumea. Este povestea care sparge tălmăcirea, vedem aici. Oferte și iarăși oferte de dragoste, de bani, de dragoste și iar de bani. Vedem persoane încălcite, care fiecare își caută interesul, tu să ți-l vezi pe al tău, ți se spune, și în dragoste și la bani, să-ți vezi numai și numai interesul tău, să nu te intereseze de nimeni și vei câștiga. Dar cum să fiu egoist, dar cum să fac aceste lucruri făle ca să câștigi? Nu te interesează nici de vecinul din stânga, nici de cel din dreapta. Și dacă te duci la un job, nu te interesează că sunt candidați acolo, să fii tu cel mai tare, să-ți faci loc și vedem cum toți candidații se vor da deoparte ca să-ți facă ție loc. Deblochezi, vedem o deblocare într-o situație, dacă nu vă interesează nici de stânga, nici de dreapta și vă interesează numai de voi. Egoism, dragii mei, că e mai bine așa, în anumite situații. Balanță. Haideți să vedem că vedem de iubire n-aveți chef, te spuși pe lucru, pe alte chestiuni. Pajul de monede, oportunități. Oportunități, vedem un paj care vine cu o monedă. Oare ce aduce această monedă? Pentru că nu vă mai interesează chestiunile care iau ochii, ci vă interesează chestiunile adevărate. Genuine, cum se spune, genuine. Valoarea este mică, dar este adevărată, decât o valoare mare care ia ochii și care este doar de ochii lumii. Balanța va căuta în această lună acele lucruri mici, adevărate și importante. Nu se mai uită la aspectul acela de fanfaron, să spunem așa, nu va mai interesa pe balanță, ci se va uita exact punctul ochit, punctul lovit. Te va vedea și va trece, nici nu îți va vedea aparența, ci îți va vedea caracterul, îți va vedea lucruri de valoare pe care le aduci. Balanța pune preț pe lucruri de valoare care este mic și care este important. Decât cele mari și se dea acolo, cei mai mari, cei mai tari, nici nu se va uita la aceste lucruri. Știe ce vrea balanța în luna asta. Îndrăgostiți, răsturnați. Ce vă spuneam, că în dragoste nu prea... Este foarte pretențioasă balanța în dragoste. Deci este cuvântul acesta last, adică în care te atrage o chestiune sexuală pentru cineva. Balanța nu se va mai uita la aceste lucruri. Se vadă o femeie să spună, mamă, știi că vreau una să aibă forme de nu știu care, să fie nu știu cum. Se va uita și va spune, vreau o femeie care să aibă o valoare a ei personală. Vreau un bărbat care să fie cu sentimentul fin curat, adevărat. Nu trebuie să-mi aducă luna de pe cer, dar când îmi aduce un lucru trebuie să o facă din inimă și cu adevăr. Iată lucrurile care revin la lucrurile de bază pe care omul le prețuiește. Ah, că mi-am adus aminte ce înseamnă cuvântul last, cred că se spune, cred că instinctul sexual, adică că îi se pune pata, că vezi pe cineva și se pune pata și vrei să te apropii de acea persoană pentru că ești atras, da? Ești atras de instinctul sexual. Deci balanțele nu vor fi atrase de acest instinct, ci vor fi atrase de lucrurile care nu se văd ale acelei persoane. De fluturașul din inima acelei persoane, mai degrabă decât haina și mașina. Ah, sunt mai multe persoane care vin și spun ceva, că dacă n-ai mașină nu se uită nimeni la tine. Pe balanță nu-l va interesa. Se va uita ce este în sufletul tău. Și universul îi va deschide toate drumurile balanței. Pentru că dacă se uită ce este lucru mic în suflet, universul deschide drumurile. Rămâneți la tălmăcirea karmei ca să vedeți cum funcționează legea atracției. Avem cinciul de cupe răsturnat, îndrăgostiți răsturnați și pajul de monede. Oferta de iubire trebuie să fie făcută bazată pe sinceritate. Sinceritatea simplă. Fără să încerce nimeni să demonstreze nimic. Asta va vedea balanța. Iar balanța, la rândul lor, vor veni cu sinceritatea aceea covârșitoare. Dacă o balanță îți spune nu în această lună, orică nu vrea să fie cu tine, orică nu are timp și că trebuie să facă altceva, crede-l. Crede-l și nu o lua în nume de rău. Acceptă-i alegerile balanței. Pentru că balanța se pare că merge pe drumul său și poate este posibil să supere pe ceilalți. Însă ceilalți vedem că vor înțelege. Este un pacifist balanța în această lună, chiar nu dorește să supere pe nimeni, dar dorește adevărul și lucrul de valoare. Ce se află în temerile voastre? Pajul de bâte, aventurile, chestiunile făcute cu imaturitate, fără să știi ce vrei, doar așa, din atracție, este în teamă balanței. Nu dorește oportuniști, nu dorește chestiuni de moment, nu dorește aceste lucruri. Este foarte profundă balanța, vedem. Cei care sunteți în cuplu de lungă durată și poate aveți o balanță în acest cuplu sau sunteți voi și parcă nu mai aveți chef de să demonstrați lumii din afară. Parcă doriți doar să faceți anumite lucruri voi și partenerul vostru, să vă țineți de mână, să vă plimbați, să vă apropiați într-un alt fel. Pentru că iată, se pare că balanța începe să vadă ușor altfel lumea înconjurătoare și oamenii din jurul său, începe să le vadă acele lucruri minunate care se ascund dincolo de aspectele noastre exterioare. O lună magică și de transformare a balanței. Sunteți un pic mai închiși în voi din punct de vedere al relațiilor intime, însă vă focusați mai mult pe sentimentul acela profund care aduce o mare, mare satisfacție emoțională. Mai puțin fizică. Fizicalitatea nu are prea multă însemnătate pentru balanță, emoția și cuvântul și valoarea au. Ne cad la spate, iată, aventurierii care spun cuvinte de iubire ca să impresioneze. Vrăjelile, cum ar fi, sunt în temerile voastre și șaptele de bâte răsturnat. Lumea nu se poate feri, cu toții suntem la un moment dat victimele sau mai știu eu, cădem într-o situație în care cineva ne vrăjește. Ceva ne spune vrăjeli, baliverne și așa mai departe să ne impresioneze și la balanță chestiunea asta sunt în temerile sale. Nu mai dorește aceste lucruri. Și noi, da, câteodată de multe ori măgulim pe alte persoane. Vă uitați pe Facebook, pune unul o poză, toată lumea, mamă ce mișto ești, bă ce tari sunteți, mamă ce fericiți sunteți. Și ăia se duc acasă și nu sunt fericiți. Dar facem de ochii lumii, ca să ne spună lumea, ca să ne credem mai buni, mai frumoși. Balanța se va uita, din nou vă spun, la aspectele neglijate în mod normal și acolo va găsi valoarea. Intimitatea nu vă interesează. Vă interesează altceva în această lună și revine și intimitatea, dacă am spus-o. Avem asul de bâte. Cei care căutați iubire veți lăsa pe locul 2 relațiile intime, dar nu pe locul 3. Pe locul 2 vor veni și relațiile intime. Însă după ce găsiți adevărata chestiune care vă atrage la o persoană, relația intimă e pe planul 2. Dar este totuși pe un plan. Nu rămâne pe din afară, nici relația intimă. Cei care nu sunteți cu intimități și cu chestii din astea și sunteți pe carieră, nu veți căuta acele joburi care să vă dați mari și tari și nu știu ce, că faceți nu știu câte milioane și că vă duceți acolo și nu vă place, ci vă veți uita la joburile care vă aduc o satisfacție și materială, dar mai mult emoțională. Jobul care îmi place. Mă, ce îmi place să fac? Este greu să găsim, că mergem la joburi pentru bani. Ne trezim acolo și zicem, aoleu, iar trebuie să mă duc la muncă. Balanțele se vor focusa. Sunt tipicari în luna asta, dacă e vorba de muncă. Și vedem un progres în muncă, dar progresul se face încetișor, încetișor și bine. Veți porni în joburile, dacă căutați joburi, veți porni încet și veți ajunge departe. Nu vreți să ajungeți peste noapte să vă îmbogățiți, dar vreți să puneți atenție și detaliu și valoare în ceea ce faceți. Un introspect și apoi apare asul de bâte care deblochează toate situațiile dificile. Drumul este liber, vi se spune. Vă faceți voi așa probleme, drumul este liber pentru balanță și balanța este meticulos. Drumul este liber, balanță, optul de bâte și asul de bâte. Liber să faci ce vrei tu în luna aceasta și nu te vei avânta. Știți cum este? Dacă universul vine și spune, mă, în luna asta poți să faci ce vrei. Mamă, omul ce se apucă? Începe și distruge și face. Așa este. Așa este. Să știți, dacă omul îi se dă libertate, omul nu mai ține cont și face și bune și rele. Balanța, însă, nu va face acest lucru. Îi se va da libertate și balanța asta și analizează și va spune, nu o să fiu tentat de chestiunile acestea, de un instinct primar, nu o să fiu tentat. Faceți o chestiune extraordinară luna asta. O alegere, dacă sunteți cu alegerile, chiar dacă spuneți nu, este alegerea gândită și care, datorită faptului că spuneți nu într-o situație, drumul vostru se va debloca. Inima rănită, iată, avem treiul de spade. Deci, pe chestiuni emoționale v-am spus că nu vă merge foarte bine. Veți avea, cum să spun, la voi, când se va produce o chestiune, o alegere emoțională, aceea trebuie să fie făcută ca lumea pentru că ați avut inima rănită, vedem. Sau pentru că este un pericol ca inima voastră să fie rănită și nu doriți să mai fie inima rănită, sunteți conștienți de faptul că este inima rănită. Și atunci aveți mare, mare atenție în chestiunile în care vă veți băga în această lună, fie că sunt de iubire, fie că sunt materiale, fie că trebuie să cumpărați un obiect nou, fie că trebuie să faceți o schimbare de ceva în viața voastră, o veți face cumpătată, deși vi se va deschide drumul și oportunitatea să faceți ce vreți, pentru că v-ați ars cu ciorbă, acum suflați și în iaurt. Și foarte bine că veți face o alegere care este mai bună pentru voi. Poate alții o să vă spună, bă, dar puteai să faci cu tare lucru, mai mare, mai tare, mai nu știu ce. Și voi vă veți uita la el și veți spune, așa am ales eu și este alegerea mea. Și veți fi bine cu alegerea aceasta voastră pentru că vă protejează foarte mult inima în această lună. Eu voi strânge imediat, vin cu tălmăcirea metafizică, nu plecați, stați așa, nu închideți aici. Pentru că imediat venim și avem invitata emisiunii noastre de astăzi, care este doamna Karma. Este o prietenă a noastră, care veți vedea astăzi că nu este așa o persoană de temut, o persoană fictivă, Karma este o energie. Imediat, Camizea revine, facem curățenie pe masă. Balanță, ați rezistat până aici? Dacă da, eu vă sunt recunoscătoare. Ce se întâmplă în partea metafizică a tălmăcirilor de pe acest canal, Camizea 1001 de tălmăciri, avem în fața această foaie albă, care nu scrie nimic. Și cu ajutorul acestor lamele transparente eu voi forma niște figuri multidimensionale pe care le voi interpreta pentru voi și apoi vă voi arăta imaginile. Dar până să citim aceste energii karmice astăzi, vrem să înțelegem mai întâi conceptul karmei. Este un concept filozofic budist, dar nu vom intra aici în concepte filozofice și religioase pentru că românul nostru de rând trebuie să înțeleagă pe limba lui. Ce este această energie despre care auziți? Și de temut, numai când auziți, lasă că vine karma și se răzbună. Este oare o răzbunătoare karma? Sau este o iertătoare? Sau este o energie de care vă puteți folosi în viața voastră ca să vă meargă mai bine și să creați miracole? Viața noastră poate să fie plină de miracole. Dacă învățăm să lucrăm cu energiile universale, astăzi voi descrie karma ca și energie universală. Ea este o lege universală care, alături de alte legi universale, guvernează creația noastră. Iar noi, dacă învățăm să colaborăm cu aceste legi și să le folosim în favoarea noastră mai degrabă decât împotriva noastră, prin necunoaștere, noi putem să avem o viață mai bună dacă înțelegem cum funcționează legile universale. Pe canalul Camizea 1001 de tălmăciri, în fiecare lună găsim câte un subiect. Bazându-mă pe comentariile voastre și pe cererile voastre, aduc câte un subiect metafizic pentru voi, de aceea vă invit să lăsați comentarii cât mai multe, le ador, cu respect, bineînțeles, și să-mi scrieți numele corect. Dragii mei, mai glumii, karma este legea cauzei și a efectului, ceea ce sădești, aceea vei culege, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, spune românul nostru, pentru că se va întoarce aceeași energie împotriva ta. Dar dacă este o karmă pozitivă, se întoarce în ajutorul tău, nu-i așa? Iată, karma poate să fie și pozitivă și negativă. Ea poate să fie și neutră. Oare cum te judecă karma? Omul vine și spune, eu nu înțeleg, domne, cum judecă karma asta, nu mai înțeleg nimica, pentru că eu, care nu fac rău la nimeni și am făcut în viața mea numai bine, am parte numai de rău. Și ăla care face rău la toată lumea și care m-a rănit și care m-a jignit și care, uite, mi-a distrus viața, o duce bine. O duce bine. Vreau să văd karma că îl pedepsește. Vreau să văd că se face dreptate divină și că îi se întâmplă lui și ăla ceva ca să am eu satisfacție și să pot să merg mai departe în viața mea. În iubire se întâmplă de cele mai multe ori aceste lucruri. Omul vine și spune, am iubit, am dat totul, m-am sacrificat până la ultima clipă și altă persoană și-a bătut joc de mine și a plecat, m-a lăsat cu ochii în soare și acum e fericit cu altcineva. Și eu stau să sufăr. Este foarte simplu să te vindești și să-ți găsești și tu fericirea dacă înveți ce spune karma. Karma te va analiza orice situație și orice acțiune din viața noastră este analizată din mai multe puncte de vedere, și anume, care a fost intenția pură și emoția care stă la baza acțiunilor tale, dar și circumstanțele în care se produce această acțiune. Adică, care este intenția pură care stă la baza unei acțiuni? A avut acea persoană intenția pură când te-a cunoscut să intre într-o relație cu tine, să-și bată joc de tine, să te facă să îndrăgostești, să spună că te iubește, să facă amor cu tine, numai ca să te poată răni la sfârșit, să te părăsească? A avut această intenție? Este vinovat, va spune karma, că nu este prea frumos să faci așa ceva. Dar dacă persoana aceea, atunci când te-a cunoscut, a avut intenția să găsească iubirea și te-a găsit pe tine și a crezut că este iubire și te-a iubit și ți-a spus vorbe frumoase și pe parcurs și-a dat seama că totuși nu este fericit în această relație și la un moment dat a ales să plece și este fericit cu altcineva, iată, karma va analiza intenția pură. De ce a făcut toate aceste lucruri? Că a vrut să te rănească în mod intenționat pe tine sau că a dorit să-și găsească o viață mai bună și fericirea? Dacă persoana a dorit să meargă către fericire și către o viață mai bună, acolo pentru că nu era fericit cu tine, karma va vedea acest lucru și acea persoană nu va fi pedepsită și își va găsi fericirea în altă parte, pentru că aceasta a fost intenția pură. Iar tu rămâi și suferi și nu înțelegi. Este foarte simplu să te vindești, să mergi mai departe. Este să înțelegi care a fost intenția care stă la baza acțiunilor celelalte persoane, să-i accepți alegerile și să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce ți se întâmplă ție, ca să poți merge mai departe. Pentru că rămâi blocat și te uiți la celălalt și spui, da, eu îl vreau pe celălalt, eu am să-i dau toată fericirea, de ce nu o vrea? Deci o găsește că aia e mai proastă, mai urâtă, mai nu știu cum și cu toate astea se duce acolo. Așa consideră persoana, că este mai bine pentru ei acolo. Și noi le vom accepta alegerile. Dacă nu le acceptăm alegerile, se creează în interiorul nostru o emoție negativă, care aduce invidie, aduce dorința de a vedea rău, să se despartă, să se întâmple ceva, să-l lasă și aia pe el cum m-a lăsat el pe mine și așa mai departe. Iată, intenția de a dori răul cuiva, apare gelozia, iarăși o emoție negativă, și toate aceste emoții negative care se nasc în sufletul nostru ne vor ține pe noi blocați și vom atrage numai lucruri negative. Pentru că mai există o lege pe lângă karma, care se numește legea atracției universale, despre care poate vom vorbi altădată, și care spune așa, că tu atragi în viața ta lucrurile pe care ești deschis să le primești. Dacă tu nu ești pe poziție de primire, ca să fii rănit, nu te poate răni nimeni. Dacă acea persoană nu este pe poziție de primire ca să fie rănit, eu nu-l pot răni. Dacă eu fac rău cuiva, că și noi facem rău altor oameni, dar noi nu recunoaștem. Noi vom spune, cine eu? Eu n-am făcut rău nimănui, omul spune. Eu n-am făcut rău nimănui și ăsta mi-a făcut mie rău și n-am să-l iert niciodată. Și karma vine și spune, iartă-l dacă vrei să te deblochezi. Înțelege-i situația și iartă-l sau iartă-o dacă vrei să deblochezi și preocupă-te să-ți creezi o viață mai bună decât să stai în această energie negativă în care să spui eu nu am să iert niciodată și nu pot să concep așa ceva și cât o să trăiesc vreau să fie răul ăla. Și vei rămâne într-o situație negativă pentru că este alegerea ta, îți spune karma. Karma este iertătoare. Karma te învață să ierți și îți spune, iartă-l pe cel care ți-a greșit, pentru că nu știi tu care au fost sentimentele și dorințele interioare ale acelei persoane în care a făcut gestul acesta față de tine. Iartă-i, acceptă-le, toate chestiunile și vei atrage și tu în viața ta lucruri mai bune. Vedem ce ne spune karma, de unde vin energiile karmice în această perioadă pentru balanță, ce ați învățat sau ce nu. Energiile karmice, putem să vorbim 7 ore aici, vin și din neamul vostru, vin și de la alte persoane, mai vin și din acțiunile voastre, ca repercusiuni ale sentimentelor voastre. Haideți să vedem cu ce v-ați confruntat și ce ați învățat sau ce n-ați învățat până în acest moment și ce vă spune karma. Avem orașul. Orașul este lumea exterioară. Sunt lucrurile solide. Este societatea. La voi este mai mult acum o karmă care are de a face nu numai cu persoana voastră, dar cu acest puzzle imens care este societatea. Din societate vin energiile karmice pentru voi. Nu neapărat de la familie, vin de la țara unde locuiți, de la orașul în care locuiți sau localitate. De acolo vin energiile karmice. De la locul în care sunteți. Ia să vedem. Pentru că ați văzut, mergeți într-un anumit loc, vă simțiți într-un anumit fel, vă duceți într-un alt oraș, este o altă energie, sunt energii karmice. Orașul ne cade, deci energia voastră vine din orașul unde sunteți, țara unde sunteți și avem steaua. Este o energie karmică pozitivă, vi se spune, sunteți la locul potrivit unde trebuie să fiți. Cei care nu vă convine unde sunteți și vreți să aveți o viață mai bună, trebuie să vă simțiți bine aici unde sunteți. Sunt foarte mulți oameni care vin și spun vreau să plec din locul ăsta ca să mă simt mai bine, dar luați energiile karmice după voi. Ideea este, vă spune karma, simte-te bine aici, acum și aici, acolo unde ești, ca să ți se deschidă alte drumuri, să nu iei după tine energii karmice. Sunteți foarte bine, puteți, deci trebuie să vă considerați că sunteți la locul norocos, aici unde sunteți. Și avem spirala. Spirala peste stea și peste oraș. Este o karmă pozitivă, dragii mei, care locul unde sunteți vă permite vouă să faceți niște lucruri mărețe. Am spus și în prima parte a tălmăcirii că balanța în această lună îi se deschid drumurile. Ce vrei să faci în orașul tău? O chestiune care să mergi până la capăt cu ea. Drumul este deschis, steaua este deasupra ta și te luminează. Aveți o karmă pozitivă, fraților. Nu știu cum v-ați acumulat tot ce ați făcut-o, vine din lumea din afara voastră, din societate, care vă va permite vouă să faceți ceva. Nu e de iubire, e o chestiune, ori cu o casă, ori cu un job, ori cu o realizare care are de-a face cu lumea în care trăiți. Ia priviți aici. Lucruri mărețe, avem orașul, peste oraș avem steaua, care vine și vă spune că o dorință voastră împlinită este aici, în orașul unde sunteți, sau în casa unde sunteți și avem spirala care vă permite să mergeți până la sfârșit în această situație cu o mare realizare și dorință împlinită. O karmă, într-adevăr, pozitivă. La foarte puțin mi-a ieșit karmă pozitivă, dar la balanță este o karmă pozitivă. Profită de momentul acesta dacă ești balanță. Mai ales dacă vrei să-ți cumperi o casă, este momentul. Fă-ți curățenie în casă, ieși în oraș, mergi și plimbă-te acolo unde sunt clădirile acelea în oraș, depinde și în orașul în care locuiești. Ieși afară din casă, dar văd cum și în casa ta poți să faci foarte multe. Ce vă spune cuvântul oraș, da? Mergi la spectacole, întâlnește-te cu cineva în oraș, caută, dacă tu îți cauți un loc de muncă undeva unde sunt clădiri înalte. Iubirea, iarăși, dacă ești cu iubire în oraș, du-te în oraș. Ai o karmă pozitivă dacă te duci în oraș. Sunteți foarte bine cu energiile karmice moștenite. Haideți să vedem ce trebuie să iertați ca să vă puteți dezlega. Trebuie să iertați pe cineva imatur care a făcut o boacănă, care a avut o, sau cum se spune, a făcut o boacănă, ce să mai, că nu mai are rost să mai insistăm aici, ori este un copil, ori este din tinerețe când cineva a făcut o prostie și v-a rănit pe voi. Dar a făcut-o din necunoștință de cauză, din imaturitate. Copiii nu au intenții. Ei pot să aibă și intenții negative, pentru că copiii când fac boacănă, ei chiar vor să facă o boacănă. Ei își pun în cap, mă duc și fac o boacănă. Se duce și o face, dar este copil, este imatur, da? Chiar dacă acea persoană a avut intenția să facă ceva împotriva ta, o boacănă care te-a rănit pe tine, poate este un frate, poate este un văr, poate este un coleg, un vecin, cine poate să fie această persoană, a făcut-o pentru că era copil imatur. Și copiii au o grațiere din partea karmei până când devin maturi, pentru că ei fac foarte multe boacăne. Și care este motivația? din spatele boacănelor sunt copiii, au motivații diferite de oamenii maturi. Dacă el, de exemplu, copilul vine și haide să facem mișto de cutărică. Ia uite, are intenția să facă mișto de cineva. Da, dar copilul o face cu un alt fel de suflet. Vedeți, nu o face neapărat ca să obțină niște avantaje, o face ca să se distreze. Și de multe ori copiii o fac să se distreze și altul suferă. Deci cineva care s-a distrat pe seama voastră, trebuie să iertați, pentru că erau imaturi. Sau pe copiii voștri care au făcut boacăne, trebuie să iertați. V-au rănit ceva la care țineați foarte mult. Ori un obiect, cred că este un obiect, poate să fie un obiect pe care l-au stricat, nu? Din răutatea de copil, poate să fie niște bani, poate să fie orice. Deci ceva la care voi țineați foarte mult, acest copilaș a făcut o boacănă și tu țineai așa, te văd că țineai la piept ceva sau este ceva de suflet, ori a râs de tine, ori ți-a stricat o chestiune și te văd și ăsta vine și te atacă. Dar este nu știe ce face, e jucăuș, din joacă și din joacă. Poate că va răni cineva din joacă, va strica ceva sau va răni ceva. Sentimentele sau inima. Ia uite, vedeți voi? Trebuie să mergeți cu blândețe și să vă împăcați cu această persoană. Cine este această persoană? Voi de atunci v-ați făcut mai răutăcioși așa față de ei și acum trebuie să vă îmblânziți și să vedeți că acea persoană nu mușcă și că nici voi nu mușcați și că vă puteți da, cum să spun, mâna. Dacă nu aveți ocazia să mai vorbiți cu persoana respectivă, va trebui să vă schimbați atitudinea interioară. Știți cum este? Mi-aduc aminte de cutare din copilărie. Mamă, ce rău era ăla! Mamă, ce câte îmi făcea ăla și ce mai își bătea joc de mine ce făcea! Haideți să ne întoarcem înapoi și să ne îmblânzim față de acea persoană, da? Numai voi veți fi cine este, îmblânziți-vă. Dar este cineva care parcă nu este, deci această persoană nu este un om rău. S-a făcut boacăne din copilărie. Haideți să iertați balanțe, da? O să vă arăt și imaginile. Este o energie karmică care vă spune acest lucru. Copilul neștiutor și năzdrăvan care se îndreaptă către voi și voi care țineți la pieptul vostru ceva aici, da? Și vedem cum acest copil vine cu bâta și parcă dă cu bâta ca să vă cadă de la piept această valoare pe care o țineți. Vine și dă cu bâta. Și aici avem, iată, leul și dresorul. Deci, iată, cel care este fioros, voi care purtați ranchiuna acestei persoane, trebuie să vă îmblânziți și să vă lăsați mângâiat de cealaltă persoană. Deci, dacă îi mai cunoașteți, îmblânziți-vă față de ei. Dacă mai aveți legături cu ei în această viață, îmblânziți-vă față de ei, pentru că ei, în felul acesta, vor veni către voi. Dacă nu doriți să vorbiți cu ei și doar este o energie karmică pe care doriți să o rezolvați, puteți doar să vă gândiți altfel, cu mai multe drăgălășenie la ei și să înțelegeți că erau copii și erau neștiutori. Și copiii voștri pot să fie aceste persoane care au distrus ceva la care voi țineați foarte mult. Trebuie să fac aici o iertare. Mai departe, vedem că karmic, scuzați-mi cacofonia, vedem cum karmic nu moșteniți chestiuni importante karmice negative, ci moșteniți șanse și pozitive de la societatea în care sunteți, profitați de aceste lucruri și iertați pe acea persoană din trecut, pe acel copil nărăvaș. Haideți să vedem ce puteți crea și cum puteți crea. Ce să faceți în imaginația voastră, cum să faceți această creație, cum vă ajută karma în creația voastră. Avem carul triumfal de două ori. V-a căzut și în prima tălmăcire avem cei doi cai. Ei sunt caii care trag carul triumfal. Deci iată cum toți vă ajută. În această perioadă aveți o karmă foarte bună. Vedem în creația voastră caii vă trag înainte. Deci energia vă duce înainte. Mergeți înainte, vi se spune în creația voastră. Să nu vă poticniți. Emoțiile voastre trebuie să stea la baza acțiunilor voastre, vi se spune. Din emoțiile noastre am învățat, că ne spune karma, da? Ne învață lucruri pozitive, minunate, prietena noastră karma, care este o prietenă de nădejde. Acordați prietenia karmei și o să ajungeți departe. din emoțiile voastre să se nască acțiunile voastre. Adică, uite, mai sunt bărbați care se uită la femei și zice, mamă, ce aș face eu lui aia, că ei arată nu știu cum. Da, dar balanța se va uita și va spune, dar oare care este valoarea acestei femei? Oare care este sufletul ei? Oare ce ascunde ea dincolo de corpul acesta voluptos? Iată o balanță introspectă și cu mare, mare valoare în acțiunile sale. Toate acțiunile voastre să pornească din emoții pozitive, pentru că veți ajunge departe, vă spune doamna Karma, care vă analizează luna asta și vă vede că sunteți introspecți. Avem regina de bâte. Pasiunea vine. Însă trebuie să meargă în aceeași direcție cu emoția și veți ajunge departe. Nu contează cât de tare și șmecher și aspectos este un personaj, pentru că va fi. Contează cum te simți în preajma acelui personaj. Tu trebuie să te iei după cum te simți în preajma oamenilor, cum te simți în locul acela. Poate să fie un loc măreț, șmecher, arătos și tu să nu te simți bine acolo. Ascultă-ți sentimentele. Ascultă-ți trăirea interioară. Poate să fie o persoană care arată nemaipomenit. Cine știe ce aspect fizic voluptos are și nu te simți bine în preajma acelei persoane? Iată, ai dreptul să reacționezi emoțional. Ai dreptul să alegi ceea ce te face să te simți bine. Alege ceea ce te face să te simți bine și nu vei da rateu. Pentru că vei vedea că acel lucru îți va demonstra că are și celelalte calități. Ori că e job, ori că e obiect. Înțelegi un obiect, mamă, îl aleg pe ăla că arată mai nu știu cum, e mai polăit, dar nu funcționează mai bine. Alege-l pe cel care funcționează bine, care te face să te simți bine și nu te va dezamăgi nici cu aspectul. Dar tu la ce te uiți? Te uiți la valoare. Vei crea cu persoane care vin și pe care le alegi emoțional și nu te vor dezamăgi. Mai ales dacă e vorba de job, de muncă, mergi și lucrează cu persoanele care te fac să te simți bine, care te duce acolo și colegi și șefi, alege să fii în preajma lor și ei îți vor da putere și tu vei avea putere creatoare, vedem aici. Deci este o imagine foarte frumoasă, vedem cei doi cai, avem calul emoțiilor în această parte și calul acțiunilor. Persoana care vine cu acțiune către voi, trebuie să îi priviți, să vă facă să vă simțiți bine emoțional. Acțiunile acestei persoane care se îndreaptă către voi trebuie să vă facă trebuie să meargă pe calul emoțional, adică să vă facă să vă simțiți bine în prezența acelei persoane. Nu vă uitați la aspectul ei, pentru că regina de bâte este cea mai frumoasă, cea mai tare, cea mai elegantă, cea mai nu știu cum, cea mai sexoasă, dar pe voi vă trebuie emoțional să vă simțiți bine și apoi iată cum primiți aici în plexul vostru solar o putere foarte mare de a crea abundență cu persoanele care vă inspiră emoțional. Persoanele ale căror acțiuni vă inspiră emoțional vă reduce puterea să creați abundență în viața voastră prin munca voastră, prin talentul vostru și prin oportunitățile care se deschid. Ne spune karma. Iată ce frumos! Dragi balanțe, o lună fabuloasă pentru voi. Dacă ați urmărit până la sfârșit, profitați de această energie, că vă va da multă putere. Vă iubesc! La revedere!